Turiștii care au participat la 50-a ediție evenimentului Tânjaua de la Hoteni au asistat la manifestarea cu tradiție și la un spectacol al dansului și cântecului popular. Însă cei care au dorit să rămână și cu amintiri palpabile au avut la dispoziție produsele disponibile la standurile amenajate cu această ocazie. În zona scenei au fost organizate un târg al meșterilor populare, expoziții și ateliere de lucru cu participare interjudețeană. Astfel de aici puteau fi achiziționate clopuri opin și chiar produse decorative din lemn pentru grădini. Amintiri pentru mulți ani de la Hoteni.